observat așa la așa ceva la trenurile care vin din regiuni mai prospere, ca la trenul de Galați, la trenul de Iași. Mecanicul de locomotivă și cărăuși de bagaje. Cel mai des oamenii trimit mâncare. Trenul foamei. Maria, n-a venit Maria. Cabina locomotivei plină de bagaje. Și oamenii vin cu multe bagaje, cu mâncare mai ales. Și București e scump. Fața nevăzută a sărăciei. Trenurile de Iași, Galați, Suceava vin așa. Chiar de curiozitate o să filmăm și alt tren care să vină din altă direcție. Transport fără nicio garanție. Recunoaște cineva geanta? Trebuie numere de telefon și numele. Irina. Și vagonul de clasa 1 prestează așa servicii. Vrătesc. Nu-i vrătesc. Încurcat bagajele aici, nu? Nu mai livrează.
Asta e trenul poluant de la aeroport. Am înțeles că nu poate să bagi trenuri electrice, trece sub un pod. Dar ăsta e trenul de Constanța. Să vedem dacă locomotiva aduce bagaje. Sunt și aici unii care așteaptă. CFR-ul, dacă n-ar fi gestionat de stat și aproape falit, ar face serviciu oficial de transport bagaje. Cu prețuri mici, cu livrare rapidă. Da, așa câștigă mecanicul de locomotivă și probabil cei care îl controlează. Și CFR n-are nimic de câștigat din asta. Locomotiva e plină cu bagaje. Și de la Constanța. Să vedem dacă își dă în Transilvania să vine așa. Din Ardeal, Astra Trans. Nimeni nu așteaptă pachete, cel puțin până la momentul ăsta. A venit un tren de la Brașov. Asta e CFR, operator de stat. Și văd că nici aici nu vine nimeni după bagaje. Deci e clar, trenul foamei doar din Moldova vine.